Bună ziua, bine ați venit în cadrul întâlnirii online. Bună ziua. O să începem cu o întrebare destul de naturală. Ce sunt medicamentele generice? Și aici m-aș referi mai degrabă dacă sunt la fel de eficiente precum medicamentele inovative, adică prețul mai mic al medicamentelor generice înseamnă automat o calitate mai scăzută? Nu, în niciun caz. De fapt, ce înseamnă medicamentul în sine înseamnă o substanță activă. O substanță activă care e descoperită fie provenind din natură, fie prin cercetări făcute în diferite părți ale lumii, care, arătând că are efecte terapeutice, la un moment dat, respectând anumite reguli, se transformă în medicament, în pilule, în injecții, în creme, depinde de modul de utilizare. Într-o primă etapă, aceste medicamente au un proprietar al patentului, să zic așa, care de-a lungul timpului s-a făcut în așa fel încât costul cercetării să poată fi într-un fel recuperat. De aceea, un medicament nou, când îl vedeți, nu îl vedeți produs de mai mult, îl vedeți produs de o singură companie, de multe ori sub un singur nume, și acesta este modul în care îl cunoașteți. După expirarea patentului, orice producător care respectă regulile de calitate poate să producă acea moleculă în momentul în care acel medicament se generizează. Faptul că se generizează nu înseamnă că el va trebui să respecte alte criterii de calitate, ci va însemna faptul că în costul acelui produs nu se mai regăsește costul cercetării care s-a regăsit în cazul originalului. Deci, ca și principiul, un medicament generic, un medicament care apare după o perioadă în care originalul a circulat în tratamentul bolnavilor și care respectă aceleași criterii de calitate ca acesta. Ce avantaje ar aduce medicamentele generice pacienților din România? Cel mai important avantaj este prețul, pentru că până la urmă obții aceeași calitate la un preț mai mic. Este un lucru natural care permite un acces mai larg la acel medicament, permite de asemenea, dacă ne uităm la partea publică a sistemului social de sănătate, permite ca o parte din banii care înainte erau cheltuiți pentru medicamentele originale să poată fi folosiți pentru alte medicamente originale. Deci până la urmă este un ciclu al vieții, un medicament original este pe piață, își trăiește perioada de glorie, să zic așa, este ulterior lăsat să fie produs de mai mulți producători, intră în partea de competiție a costurilor și a prețului, fiind disponibil la un preț mai mic. Deci, până la urmă, e un mecanism care, pe de o parte, permite unui producător care cercetează să-și recupereze investiția, pe de altă parte, îl obligă pe aceasta ca după un anumit timp să lase locul unor producători mai care nu mai cer nu mai au aceleași profituri pe această moleculă. Atunci v-aș întreba cum se justifică prețul mai mic al medicamentelor generice? Pentru că în medicamentul original costul principal nu este cel al producției moleculei. Molecula, până la urmă, dacă ai niște standarde pe care le respecti, nu costă foarte mult în a fi produsă. Costul originalului crescut se datorează părții, să zic așa, de investiție în cercetare, care ei trebuie să-și o recupereze. Este, de fapt, rolul patentului în evoluție, dacă pot spune acest lucru. Dar acest patent nu poate să țină pentru prea mult timp. Și mai mult decât atât, în ultima perioadă sunt discuții mult mai ample asupra prețului pe care poți să-l cer pentru un produs inovator. Dar aceasta este o altă discuție pentru care este o dezbatere
din ce în ce mai aprinsă la nivelul cel puțin Uniunii Europene, pentru că dacă până acum un medicament nou costa 100, 200, 300 de euro pe lună, a ajuns să coste și 10, 15, 20 de mii de euro pe lună, lucrurile care costurile depășind de multe ori posibilitățile de finanțare nu ale noastre, ci ale multor sisteme sociale din țări mult mai bogate decât România. Dar, încă o dată, este o perioadă din viața unui produs care trebuie să o acceptăm așa cum este. Poate de aceea și anumite companii au devenit extrem de bogate în ultimii ani, pentru că au avut acest mod de a-și proteja investiția prin patent, însă, încă o dată, momentul în care acest patent expiră, care până la urmă este un lucru artificial și birocratic, nu trebuie să lăsăm ca prețul să rămână o problemă de acces a pacientului. În acest caz, încurajarea prescripției medicamentelor generice la nivel de medici ar crește cu siguranță accesul la tratament al pacienților din România. Ce planuri au autoritățile în acest sens? Noi încercăm să fim siguri de un lucru, de calitatea produsului generic, pentru că de multe ori apare acea percepție că un medicament generic ar avea o calitate inferioară originalului, lucru care nu este deloc adevărat. Deci, din punctul nostru de vedere, orice medicament care obține o autorizație de punere pe piață respectă criteriile de calitate ale medicamentului respectiv, și vorbim aici nu numai de generic, vorbim și de original, pentru că și el trebuie în fiecare lot pe care îl produce să respecte aceste criterii de calitate. Deci, din punctul nostru de vedere, un medicament, fie el generic, fie inovativ, respectă niște norme de calitate. Aceasta este partea pe care agenția și-o asumă și pe care o urmărește îndeaproape. Mai departe, politica de preț, politica de a stimula prescrierea medicamentului generic de către doctor și eliberarea lui de către farmacie, este o politică de preț care nu mai este în curtea Agenției Naționale a Medicamentului, ci mai degrabă a Ministerului și a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. V-aș întreba dacă există posibilitatea ca un pacient să verifice, să spunem, statusul unui medicament și dacă există această posibilitate, în același timp dacă poate verifica și prețul unui medicament, indiferent dacă vorbim că este medicament inovativ sau original. Deci, sunt două locuri unde acest lucru poate fi văzut. Deci, odată există site-ul Agenției Naționale a Medicamentului, unde, dacă știi denumirea comună internațională, așa cum numitul DCI, îl poți introduce și verifica câte medicamente comerciale sunt disponibile pe acea moleculă. Și există și site-ul Ministerului Sănătății, Canamedul, unde nu numai că poți să introduci denumirea comună internațională și să vezi care sunt produsele comerciale disponibile, dar poți să vezi și prețul de raft maximal aprobat pentru fiecare dintre ele. Ideal, este un lucru mai greu de făcut, dar eu sunt convins că cine este interesat poate să se uite și, cel puțin pentru medicamentele uzuale pe care le folosește, să își facă o idee și să întrebe în farmacie ulterior dacă acea denumire comercială este disponibilă. În mod normal, orice farmacie din România este obligată să aibă în stoc sau să aducă maxim 48 de ore cel mai ieftin medicament din acea care corespunde acelei molecule. Deci ar fi foarte bine ca pacienții să întrebe în momentul în care farmacia îi oferă un medicament la care trebuie să plătească acea coplată sau poate și îl cumpără cu prețul integral, să întrebe dacă i s-a oferit cel mai ieftin medicament care conține molecula respectivă. E vorba de informare și de multe ori această inițiativă, din păcate, trebuie să vină de la pacient, pentru că pe circuit există uneori, hai să zic, alte priorități și atunci nu ajunge neapărat cel mai ieftin medicament la pacient, ci poate altul. De aceea el trebuie să întrebe și să fie informat.
și unde poate eventual să sesizeze în cazul în care o farmacie nu joacă, să spunem corect. Deci fie la noi, fie la Ministerul Sănătății. Deci în momentul în care o farmacie nu are pe raft medicamentul cel mai ieftin, fie să ne informeze pe noi, avem adresele pe site, fie să informeze direct Ministerul Sănătății, care prin direcția farmaceutică face controlele la nivelul farmaciei și poate impune și impune aceste reguli. Ultimă întrebare. Știu că există anumite țări, chiar și am și discutat în cadrul întâlnirii online anterior acestui interviu, că există anumite țări în care accesul reprezentanților medicali la doctor este restricționat. Urmează și în România să fie introdus o astfel de reglementare? Deocamdată ce am făcut noi, am formalizat ghidul de publicitate, care face în primul rând, face obligatoriu ca orice material pe care un reprezentant medical îl prezintă medicilor sau profesioniștilor din domeniul sănătății să fie avizat sau să fie adus la cunoștința autorității, adică nouă, mat în obligativitate orice cheltuială pe care industria o face cu profesioniștii din domeniul sănătății. Suntem în discuții să vedem cum am putea să reglementăm și accesul reprezentanților medicali la nivel de medic. Pentru că aici este o balanță între informația pe care ei pot să o aducă și pe care eu o primesc de la companiile mamă, de la diferite congrese, din diferite studii clinice, deci informațiile pe care pot să le aducă și timpul pe care ei îl consumă din activitatea profesională a medicului. Și de aceea există diferite modele, de la interzicere totală și prezentare a calităților sau a eficienței medicamentului doar în cazul unor reuniuni organizate, simpozioane, congrese, unde medicii sunt prezenți și de unde își pot lua informațiile, până la reglementări a unui număr limitat de vizite anual pentru fiecare doctor în parte. Deci probabil că aceasta va fi următoarea reglementare pe care încercăm să o punem în practică. Și cine, ce autoritate ar trebui să verifice că va fi respectată acea restricție? Aici este mai greu. În mod normal ar trebui ca, dacă această reglementare este introdusă, va trebui ca în spital să existe niște proceduri, niște norme de acces. De aceea v-am spus, în momentul de față pare destul de greu, dar încercăm să vedem cum să putem să facem acest lucru pentru a nu... Pentru că ați văzut și dumneavoastră, de multe ori medicul are mai mulți reprezentanți medicali la ușă decât pacienți, ori acest lucru nu este în regulă. Deci măcar ca și timp ar trebui să... Deci fie să reglementăm o perioadă de timp după program când aceste vizite se poată să fie făcute, fie un număr limitat al lor, dar încă o dată aici va trebui să avem consensul venit din partea managerilor de spital și din partea asociațiilor profesionale, colegiului medicilor, deci nu vom putea impune noi singuri o astfel de reglementare. Noi ce am putut să impunem, am făcut-o până acum, v-am spus, materialele care sunt prezentate să aibă girul a agenției și de asemenea orice cheltuială care este făcută să fie publică pentru a nu mai exista suspiciuni de influențare neincorrectă a prescrierii medicamentelor.